Descindere de amploare la Cluj-Napoca, 10 de kilograme de carne și produse de patiserie au fost confiscate în urma unei razii la firmele clujene. Pentru ca oamenii să nu cumpere produse expirate pentru masa de Paște, acțiunile inspectorilor DSV și OPC continuă în aceste zile. Zeci de polițiști de la investigarea criminalității economice, inspectori DSV și cei de la protecția consumatorului au descins în piețele și magazinele alimentare din Cluj-Napoca. Desantul nu s-a lăsat fără urmări. Oamenii legii au aplicat 21 de amenzi în valoare de numai puțin de 74.000 de lei. În plus au fost confiscate 56 de kilograme de pește, peste 20 de kilograme de carne de porc și 2 kilograme de produse de patiserie. Inspectorii OPC trag un semnal de alarmă și recomandă tuturor celor care își fac cumpărături în aceste zile să verifice etichetele și valabilitatea produselor pe care doresc să le achiziționeze.